Bună ziua! Îmi revine sarcina ca director de scouting să vă prezint noul nostru jucător. Cu siguranță ați aflat. Începând de alaltăieri, avem în curtea noastră un nou jucător. El este... are o dublă cetățenie, israeliană și spaniolă. Numele său este Gai Asulin. Acum, dumneavoastră sunteți la curent cu cariera pe care a avut-o încă de la o vârstă fragedă. A făcut parte din, sau s-a dezvoltat ca jucător în Academia Barcelonei. Pentru noi nu acest lucru a contat, e adevărat, este important, CV-ul unui jucător întotdeauna este important, dar pentru noi, cei care ne ocupăm de scouting-ul la Politehnica Iași, împreună cu staful tehnic condus de domnul Mihai Teja, am ales calitățile sale. El poate juca pe două poziții, pentru că asta e foarte important de precizat de la început, poate juca ca atacant lateral stânga sau ca inter într-o formulă de 4-3-3, deci mijlocaș central, așa cum spunem noi, număr 10. Acum noi nu îi dorim decât succes, sperăm să contribuie la rezultatele bune pe care noi ne le dorim în acest campionat. Durata contractului, de fapt, cu asta poate ar fi trebuit să începe, este de 2 ani de zile, până la 30.06.2021. Prețul contractului sper să rămână unul secret, pentru că ține foarte mult de bucătăria noastră. Cum a ajuns aici? Prin intermediul unui domn din Israel, care, din ce am înțeles, din ce am discutat cu domnia sa, a făcut și facultate aici la Iași, prin agentul pe care l-ați văzut în presă, Bogdan Apostu, am luat legătura și am și discutat cu Mihai și am căzut de comun acord că ar fi bine să îl putem vedea. Pentru că, așa cum spuneam și la început, CV-ul poate fi un punct de plecare în alegerea unui jucător, dar niciodată el nu este suficient. Și atunci am discutat personal telefonic cu Asulin și el a fost de acord ca pe o perioadă de o săptămână să vină să putem să ne cunoaștem, să vadă ceea ce înseamnă România, pentru că este pentru prima oară în țara noastră, să vadă condițiile noastre, noi la rândul nostru să putem vedea cum se prezintă la momentul 2019, pentru că nu puteam ști acest lucru. Precizez, nu știu dacă are atât de mare importanță, el a mai fost dorit la o echipă din România, acum 2 ani de zile, am avut această informație. Cert este că în decursul ultimelor zile, Mihai și staful său au avut ocazia să vadă calitățile, motiv pentru care la sfârșitul acestei perioade, împreună, am luat decizia de a semna pe, așa cum am spus, pe o durată de 2 ani de zile. Eu încă o dată numele clubului, Politehnica Iași, îi doresc succes și sper din tot sufletul că să fie un jucător important, nu știu dacă neapărat exponențial, dar un jucător important în angrenajul Politehnicii Iași. Mult succes! El a avut contract în Kazakhstan, tocmai am vrut, chiar a fost unul din motivele pentru care am vrut să ne cunoaștem personal, să stăm de vorbă. Nu a avut o adaptare, a avut un debut foarte bun în Kazakhstan, după care mi-a spus că nu a reușit să adapteze. E adevărat, stilul de joc din Kazakhstan este total diferit de stilul de joc al Spaniei, unde a evoluat el în principal, total diferit de stilul de joc din România. Așa că este o perioadă în care destul de lungă în care nu a jucat.
Noi, din punct de vedere fizic, asta o să vă spună Mihai, pentru că nu e prerogativa care o să o am eu, de a discuta, cert este că va fi nevoie de o perioadă pentru a se adapta, pentru a înțelege ce înseamnă România, pentru a înțelege cultura fotbalistică. România deja am încercat să scurtăm din această perioadă de acomodare, ocupându-mă personal în fiecare zi de el, deja știe foarte bine, cunoaște orașul, e acomodat, am încercat să-i vorbesc despre ea și are, deja și-a pus la bază, a înțeles ce înseamnă România, a văzut fotbalul din România, a mers cu noi la meciuri, inclusiv la meciul de la, a fost prezent și la meciul cu Hermannstadt-ul de la Botoșani, a fost prezent alături de noi și la meciul cu Viitorul de la Constanța. Încercăm să grăbim, să accelerăm, dacă pot spune așa, perioada lui de adaptabilitate, pentru că ăsta e un lucru pe care am spus-o de la început, de când am venit la Politehnica Iași. Noi putem controla, prin scouting putem controla doar calitățile tehnico-tactice ale jucătorului, niciodată nu putem controla două aspecte esențiale în cariera unui fotbalist, caracterul jucătorului și gradul său de adaptabilitate la ceea ce înseamnă țara în care evoluează. Eu încă o dată îi doresc succes și sper că datorită implicării lui în procesul de instruire, coordonat de Mihai Teja, eu sper să-l avem cât mai curând în formația noastră. Meet you, everyone. I'm very happy to be here. I play, as you know, for a lot of clubs in my career, but this is for me a new and big challenge, and I really want to do my best and show my talent and prove that my qualities are good enough for this division and for this club, and obviously I want to help the team as much as I can to achieve the mission for the end of the season. So again, I'm very happy to be here and ready to play. How long would it take me to be in 100%? I don't know, but I don't think that long. Maybe 2-3 weeks to be in my level. But of course, that it's normal, and I need to train hard and work hard to achieve this. And that will help me a lot to achieve my level fitness to be 100%. Work hard. What do you think about the fourth level in Romania? The what? Sorry. Oh, if I'm honest with you, I haven't seen a lot. I've seen a few matches, but the level is good, and I think that we are a team that try to play football, which is very important. We have a coach that believe in play good football, and for me this was very important as a player, because I came from places where they try to play football, and it's very convenient for me as a player. And so far everything is perfect. The guys are very nice, very welcoming, in a very good way. The team try to play football, like I said, and I'm very happy, and I'm ready to play and to show my ability. Yes, it helps me a lot, and of course, you know, my Spanish is fluent because I grew up in Spain, so it kind of helps, but I don't think it's that important, because at the end of the day I want to be friends with all the guys in the team, and I don't want to have this kind of group. Or for me it's important to be friendly with all the guys and be nice to everyone. Of course it's easy because of the language, but I try to be always close to everyone. Any Romanian word? Now you got me in there. I have to think. Maybe I tell you later. Okay. Sorry about this. No, but I have. If I'm honest, I have a good, good. Okay, I say this about myself, but I have a good way to learn languages, because I speak 3 languages quite good. So I think it will not take me very long to learn. You know. Thank you very much. I lived in England for a year and a half, and it helped me a lot. So thank you. Da. Despre. Da. Ok. Ok.
Bine, despre Guy, l-am văzut împreună cu Tony și cu domnul președinte, pentru că împreună tot ce s-a făcut la clubul acesta s-a făcut într-o echipă, ca să spun așa, o echipă de 3-4. A participat chiar și Neasimi la unele ședințe video de scouting și chiar și Adrian Chereși. Deci nu suntem genul de a aduce jucători numai că vrea Teja sau că vrea Tony sau care vreun avantaj Mihai Teja sau Tony Hereștean sau ceva, nu. Așa ceva, mă bucur că am întâlnit niște oameni la fel ca mine, nu mă interesează nimic decât să fiu corect și să încerc să-mi fac meseria 100%, în rest nu mă interesează absolut nimic, la fel și pe Tony și Adrian. Și așa cum am văzut toți jucătorii care i-am adus, l-am văzut și pe a venit cu propunerea Tony, l-am urmărit un pic ceea ce putem să urmărim din video și din aceste softuri de analiză și de scouting și am decis că pentru bugetul nostru, pentru echipa pe care o avem în formare, să putem să dăm credit jucătorilor care poate, ca să vă răspund și la întrebarea dumneavoastră, că a spus că n-a jucat de mult sau care a fost ultimul meci, dacă juca acum o lună sau două luni, cred că nu mai venea la Iași, deci trebuie să ne gândim și la lucrul acesta. Încercăm la fel ca Gică Hagi să luăm jucători care au calități, care au talent și să încercăm să-i ducem mai sus, să-i resurcităm, ca să spun așa. Am văzut calități, am văzut pe unde a trecut, unde a jucat și încercăm să-l aducem la un nivel mult mai bun, la nivelul la care el a fost acum câțiva ani și la fel, la rândul lui, să ajute echipa și să ajute să putem să facem performanță. Ăsta e lucrul cel mai important. Ne-am asumat acest transfer și vedem în continuare în funcție de cum decur lucrurile, de pregătirea fizică, de tot ceea ce face, de acomodarea lui la sistemul tactic și la tot, dar cred că baza unui fotbal bun o are și sper să se acomodeze cât mai repede și să demonstreze că până la urmă degeaba vorbim de trecut sau de nume, important e ceea ce faci azi și ceea ce faci în fiecare săptămână ca să fii mai bun. Da, despre meciul cu Rapid, mă bucur că am câștigat, am trecut în etapa următoare, un meci bun, un meci cu o echipă bună, un meci în care s-a disputat pe teren neutru la Buzău, o galerie frumoasă a celor de la Rapid, un spirit frumos, am spus tot timpul că Rapid e o echipă iubită și frumoasă, trebuie să fie acolo sus, în Liga 1, îi așteptăm în Liga 1 și un meci dificil cu niște jucători foarte tineri care au dorință de a se afirma, sunt pe o poziție bună în Liga 2, își doresc să promoveze, deci o echipă bună, o echipă bună cu o structură bună. Pentru noi a fost un meci bun în care am încercat să trecem peste, ca să spun, peste eșecul cu Viitorul, unde am făcut un meci bun și mă bucur pentru băieți, pentru moralul lor și pentru încrederea, pentru că un pic se pierduse încrederea după 4 meciuri în care nu câștigasem, cu toate că am jucat bine, dar nimeni nu-și mai aduce aminte de Poliaș că joacă bine, ci numai de rezultate. Și atunci era foarte important rezultatul acesta, să trecem în etapa următoare în cupă, mai ales cupa este un mod de a face performanță și de a atinge performanța printr-un număr mai mic de meciuri. Și atunci, de ce nu? Este frumos să joci cu cupa pe masă, într-o finală de cupă, este frumos să o câștigi, să o ridici deasupra capului și mai frumos, dar până acolo mai sunt meciuri și mai este mult de muncă. Spunea de-a mea faptul după partidă, faptul că nu a fost o diferență între cele două loturi de nivel, să înțelegem că Rapidul este la momentul ăsta pregătită pentru Liga 1? Este o echipă...
Nu, este o echipă bună, este o echipă bună. Am spus că au jucători buni, interesanți, jucători tineri. E o echipă bună pentru Liga 2, nu este ușor în Liga 1, nu contează un singur meci. Trebuie să iei toate meciurile, să joci cu echipe bune ale campionatului și atunci poți să-ți dai seama de lotul pe care îl ai. Cu siguranță ei când vor veni în Liga 1 vor mai lua jucători și cred că și în Liga 2 acum au luat foarte mulți jucători și vor mai lua pentru a putea face față. Clar, pretențiile sunt foarte mari, presiunea este foarte mare la Rapid, trebuie să câștigi fiecare meci, trebuie să ajungi în Liga 1, când or să ajungă Liga 1 își vor dori Europa, clar, și așa mai departe. Cam asta. În rest, normal. V-am spus, n-a fost un meci în care să domine vreo echipă, dar din punctul meu de vedere s-a văzut Liga 1, experiență mai mare și jucătorii mult mai liniștiți atunci când au mingea, mai echilibrați, chiar dacă noi nu suntem o echipă mare. Da, în mare. Da, în mare. În mare sunt mulțumit. Au fost un meci pentru ei în care să exact cum spunea dumneavoastră, să mai acumuleze minute pentru că n-au jucat foarte mult și să vedem și cum evoluează într-un meci cu intensitate, pentru că ei au prins numai antrenamente și numai meciuri amicale și atunci un meci oficial, chiar dacă este cel de cupă, e altceva, ai o altă intensitate de joc, ai de intensitate psihică, ca să spun așa, concentrare. Da, eu cred că, nu știu, nu vreau să spun cine joacă titular și cine nu. Depinde de la săptămână la săptămână. Da, un portar bun, un copil bun, un băiat tânăr care are un viitor în față. Eu am fost mulțumit de el în cele două partide, sincer, și ne ajută și foarte mult pentru că este exagerat de tânăr, este sub 21 și... Asta e un lucru bun și pentru Polia, și pentru noi, și pentru toată lumea. Asta nu înseamnă că Denis Rusu sau Alberto Cobrea nu sunt portari buni sau că nu vor fi aici să ajute echipa atunci când va fi nevoie de ei. Sunt toți trei portari buni, dar este această regulă sub 21 care pe noi un pic ne-a dat peste cap, dar încercăm să găsim soluții și sper să o fi găsit prin Târnovan sau... și prin Francis, și prin Hațegan sau ceilalți jucători care i-am adus, pentru că nu am avut sub 21 care să joace la un nivel foarte mare și Târnovan nu a jucat nici la Snagov anul trecut. La fel Danale, când a fost împrumutat, la fel n-a jucat. Nu este ușor, trebuie să fi trecut prin acești pași ca să poți să faci față la Liga 1, pentru că este un alt nivel. Da, o să... Nu. O să apară și Bârnoi. Eu cred că până acum toți cei care sunt aici au avut șansa să joace, toți cei care sunt în vestiar, toți jucătorii. Singurul, cred că Bârnoi a mai rămas, care își va primi șansa, își va primi și el șansa să joace. Dacă va demonstra, la fel. Putem să ne dăm seama despre lot, ușor, ușor, față de toți jucătorii. Se poate, totul e posibil. Este un pic de oboseală pentru că am plecat sâmbăta trecută și am venit vineri, deci aproape o săptămână. Am stat pe drumuri, nu înseamnă că am stat pe drumuri, am avut condiții bune de cantonament. Există o oarecare oboseală, mai ales psihică și fizică. Dar până la urmă asta e meseria noastră, suntem plătiți pentru asta și trebuie să facem față tuturor greutăților sau rigorilor care sunt pentru această funcție de jucător sau de antrenor. Da. Un meci greu, un meci dificil, Sepsi e o echipă bună, o echipă care stă foarte bine în teren, am văzut
nu au luat foarte multe goluri, de fapt au cele mai puține goluri primite, asta înseamnă mult, o echipă bine organizată și noi trebuie să mergem ca la fiecare meci, trebuie să mergem să câștigăm cele 3 puncte, trebuie să câștigăm cu fiecare echipă. Eu cred că ca și mentalitate, ca și atitudine, echipa Iașiului la fiecare meci a abordat a fost gândul numai la victorie și am și jucat numai la victorie. În continuare vom merge pe această mentalitate, pentru că din punctul meu de vedere trebuie schimbată o mentalitate de a nu mai fi o echipă mică, ci a încerca să fie o echipă care să se bată cu orice adversar și trebuie să mergi să câștigi fiecare meci, chiar dacă e mai greu, chiar dacă presupune mai mult efort psihic, fizic, dar trebuie să te bați, trebuie să mergi să joci un fotbal bun. Da, eu am lucrat foarte mult din punctul... Toată lumea știe, de acum nu mai e un secret, pentru mine Cornel Schweitzer este cel mai apropiat om din fotbal pe care îl am. A fost o perioadă foarte frumoasă, cea care am lucrat împreună la Botoșani. Au fost 6 sezoane care am lucrat împreună. Am luat-o de jos, din Liga 2, am reușit să promovăm, am jucat în Europa League. Deci am jucat semifinala de Cupa României, deci au fost lucruri frumoase care s-au întâmplat. Eu cred că va influența într-un mod, dar nu imediat, pentru că nu văd cum ar putea o face. Sunt sigur că, și în general, Cornel este adeptul pașilor mărunți. Sunt sigur că, începând cu perioada de transferuri, cea din iarnă, sunt sigur că Șepși se va întări cu jucători foarte, foarte buni. E acolo și Otelo Hodnoghi, cu care de asemenea am lucrat. Eu îmi permis ca o paranteză acest lucru să spun, am văzut tot felul. Există această tentație de a face, să spun așa, clasamente sau topuri. Eu îi transmit toate cele bune lui Otelo pe această cale și o spun încă o dată, din punctul meu de vedere, dar e doar punctul meu, pentru FC Botoșani am văzut tot felul de topuri făcute și de domnul Iftime și de toată lumea, cine a fost cel mai bun, cel mai rău, cel mai rentabil. Din punctul meu de vedere, jucătorul cel mai exponențial al lui FC Botoșani a fost Otelo Hodnoghi. A fost un jucător emblematic pentru FC Botoșani și de asta el împreună cu Cornel vor reuși să facă o performanță frumoasă, sper eu, începând de după meciul cu noi. Asta e, până la urmă suntem adversari, viața ne pune și în astfel de condiții, nu întotdeauna jucăm cu cine ne-am dorit noi, nu întotdeauna câștigăm împotriva sau pierdem împotriva cui ne-am dorit noi, asta e viața. Eu sper și le doresc la ambilor, așa cum doresc și echipei Șepșii, toate cele bune, dar după meciul foarte dificil pe care îl vor avea în compania noastră. Eu, la rândul meu, ca și Mihai, sunt optimist. Eu cred foarte tare, foarte, foarte tare în lotul de jucători, în priceperea staffului tehnic condus de Mihai. Sunt sigur că, până la momentul de față, pașii făcuți sunt cei corecți și cred, și o spun cu toată tăria, Politehnica Iași va deveni, așa cum a spus și Mihai, spun și eu, încă nu suntem ceea ce ne-am dorit, mai e mult de lucru, mai sunt de făcut retușuri, dar cred că vom deveni o echipă puternică, o echipă care joacă fotbal, face o propagandă bună, spun eu, sportului ieșean. Ne dorim să urcăm mai sus, facem tot ce depinde de noi. De asta vedeți foarte bine, perioada de transferuri s-a încheiat pe data de 3 și totuși am reușit să mai semnăm cu un jucător. Și accentuez încă o dată, el nu a fost adus, ca să nu mai fim ținta tuturor ironiilor, nu a fost adus citind un CV sau pentru că a trecut la Barcelona sau a trecut la Manchester City, ci pur și simplu pentru calitățile pe care, în special Mihai, bineînțeles, și noi cei care am contribuit la aducerea sa, am considerat că le are la momentul de față, nu la momentul trecut. Este
Da, este un efect la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, pentru că nu ne-am mai calificat în Europa League cu multe echipe, nu ne-am mai calificat în Champions League de foarte mulți ani, deci este o consecință a ceea ce s-a întâmplat, pentru că trebuie să fim mai buni, trebuie să facem față echipelor din Europa, să putem să fim acolo. Anul acesta ne bucurăm, tot timpul am spus, când o echipă din România s-a calificat într-o competiție europeană, că este foarte bine pentru punctele noastre, pentru imaginea României, iată că am ajuns la acolo unde nu ne-am dorit de a participa într-o altă competiție, deoarece n-am acumulat puncte, n-am jucat, n-am câștigat cu meciurile în meciurile pe care le-am disputat cu echipe din Europa. Deci este o consecință la ceea ce s-a întâmplat până acum. Trebuie să înțelegem că trebuie mult mai mult, trebuie să joci un fotbal, trebuie să faci echipă bună, trebuie să investești ca să poți să ai o echipă bună, nu neapărat de a ne lăuda că am scăpat de retrogradare sau am ieșit pe locul 10 un an sau pe locul 5 sau pe 2 sau că am bătut pe CFR sau, nu știu, n-a luat campionatul FCSB și l-a luat altcineva, ci trebuie să înțelegem că ușor, ușor să ne uităm la fiecare dintre noi, la echipa noastră, să facem o echipă bună și să poți să fii puternic, să arăți asta pe teren. Aici e problema. Când joci în Europa, să fii puternic. Dar nu este ușor pentru că noi nu avem, în afară de câteva cluburi din România, nu avem o situație financiară foarte bună. Și ținând cont, dacă punem meciul CFR Cluj cu Lazio, ce buget are Lazio, ce buget are CFR. CFR am văzut că a jucat cu Celtic, la fel. Comparăm bugetele celorlalte echipe. E greu să te bați. Chiar și CFR, care pentru noi în România are un buget foarte bun. Dar când te bați cu Celtic, cu Rennes, cu Lazio, cu Slavia Praga chiar, este foarte greu, pentru că sunt bugete mari, aduc jucători de valoare și până la urmă jucătorii de valoare anulează orice tactică a fiecărui antrenor și poți să faci orice sistem de joc pentru că jucătorul îți face diferența. Nu degeaba mari antrenori când se duc la echipe iau jucători de sute de milioane și vor să ia portar de 70 de milioane, fundaș central de 100 de milioane, atacant de 200 de milioane, pentru că ei fac diferența și în momentele grele fac performanță. Dar până la urmă, ceva din urmă, bugetele erau proporțional cam aceleași. Cu toate astea, echipele românești făceau performanță. Să ne amintim faptul că am ajuns într-o semifinală de Europa League, că s-au bătut în sfertul două echipe românești, Steaua și Rapid pe atunci, și bugetele erau cam tot la fel, dacă stăm bine să ne gândim. Forțele erau tot la fel de disproporționate, aparent. Bine, era alt nivel de jucători. Sincer, adică nu mai avem calitatea jucătorilor există, dar nu cred că nu mai sunt șlefuiți și nu mai sunt căutați și aduși în locurile potrivite ca să poată să crească. Singurul loc unde se întâmplă asta este la Viitorul, la Academia Hagi, unde se întâmplă lucrul acesta și vedem în ultimii ani, este baza selecționatelor de juniori, a echipei mari, se vând jucători în străinătate. Deci aici cred că este problema și nivelul competițiilor care a scăzut din punctul meu de vedere în ultimii 10-15 ani. Dacă ne gândim la perioada care o spuneți dumneavoastră și vedem un campionat cu Vaslui, CFR Cluj, Rapid, vreo 7-8 echipe care... Da, Timișoara, Petrolul, 7-8-9 echipe care se băteau la campionat. În ultimii ani au existat doar două echipe, poate sau maxim trei. În ultimii ani a venit Craiova, dar a existat doar CFR, FCSB și cam atât. Dar înainte erau 7-8 echipe, plus celelalte echipe, erau un număr de 18, nu? Care își doreau să fie acolo sus, erau jucători de alt nivel și competiția era mult mai bună. Acum a scăzut în ultimii ani din punctul meu de vedere și de aceea cred că se cunoaște. E și din cauza noului sistem play-off. Adică până la urmă iarăși ajungem la jumătățirea unor puncte care duc la un blocaj psihologic pentru că știi că am început pentru ceva și până la urmă ți-este luat. Eu vreau să revin la fel, nu știu dacă nivelul competițional, ci
sau situația aceasta competițională, ci la fel nivelul financiar. Pentru că vorbim de echipele de acum 8-9 ani și am spus Petrolul, Vaslui, eu cred că se investa foarte mulți bani atunci și la toate echipele, și la CFR, și la Rapid, și la... erau bani, se investeau și atunci competiția era mult mai bună. Acum au apărut alte echipe și nu cu bugete foarte mari, la fel cum suntem și noi, nu un buget foarte mare, cum este și Chindia, cum este și Voluntari sau Academica Clinceni, și nu mai este același nivel.